Tatălui și Duhului Tău. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Din epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Binevestită de mine nu este după om. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ce ați auzit despre puterea mea de altă dată pentru iudaism, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam și spoream în iudaism mai mult decât toți cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele, Părinte. Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri. Îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia și m-am întors iar la Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim ca să-L cunosc pe Chefa și am rămas la el 15 zile. Iar pe din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului. Ție, Sfințite, Dorule,
sfințuite stăpâne, de binevestit Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Evanghelist Luca. Cuvântul putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Tău Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie cea după Luca, citim. Cu el împreună mergeau ucenicii lui și mulțime multă. Iar când s-a apropiat de poarta cetății, iată scotea un mort, singurul copil al maicii sale, și ea era vădăvă, și mulțime mare din cetate era cu ea. Și văzându-a Domnul, s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Și apropiindu-se, s-a atins de sicriu, iar cei care îl duceau s-au oprit. Și slăvea pe Dumnezeu zicând, proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat.
vestitorule. Mărie ție, Doamne, mărie ție, mărie, 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 mărie ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare minată, rugăm-ne, ții, auzi-ne și Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, binecădinciosul popor român, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor noastre,